fost convocați astăzi în ședință ordinară prin dispoziția primarului 34 din 22.02.2023. La ședință participă toți consilierii. Dăm cuvântul domnului Lefter, președintele de ședință, pentru a prezenta ordinea de zi. Bună ziua! Înainte de a începe, să supunem la vot procesul verbal a ședinței anterioare. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Conform dispoziției primarului numărul 34 din 22.02.23, sunteți invitați să participați la ședința, de îndată a Consiliului Local Ordinară. Tâncești din data de 28.02.23, orele 10. Avem următoarea ordine. Raportul primarului Comunei Pâncești, județul Bacău, privind starea economico-socială a Comunei pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL Pâncești număr 3 din 31.01.2023 referitoare la rezilierea contractului de închiriere numărul 1525 din 17.04.2014 încheiat cu SC Migisan SRL, inițiator comun, primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind înființarea sistem de canalizare în satele Petreș, Soci, Fundul Văiei, Comuna Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. 4 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Deci începem cu numărul 1. Raportul primarului Comunei Pâncești, județul Bacău, privind starea economică socială a Comunei pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului primar. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința din Consiliu din data de 28.02.2023. Înainte de a prezenta raportul primarului, vreau să fac o scurtă descriere a Comunei Pâncești, pentru că așa mi se pare normal. Comuna Pâncești se află amplasat în partea de sud-est a județului Bacău, pe malul stâng al Siretului, formată din 8 sate amplasate pe cursul râului Soci, șosei numersate de la Vărsare către Izvor, pe satul de Ieneț, o comunitate de circa 300 de persoane, datează de înainte de secolul, înainte de timpul Ștefan cel Mare, a fost amplasat pe un schit unde avem acum o biserică construită în ultimii ani și se mai numea satul Gălășești, satul Ieneț. La început, inițial, datorită revărsării Siretului, în primii ani de formare a satului au fost majoritare în DNS Deal, datorită revărsării râului Siret. Și cu timpul după regularizări și după astea s-au coborât în vale. A doua localitate e localitatea Pâncești, numită și Slobozia, care era, numea Slobozia, fiindcă era formată din răzești și nu avea legătură cu boieri, erau majoritatea de sine stătătoare. Satul Petrește, înființat de vreo 2000 de ani. Avem și un monument istoric acolo, biserica de la Petrește, amplasată pe într-o poziție foarte frumoasă și fiind și monument istoric, cred eu că atrage atenția tuturor vizitatorilor. Satul Petrești are denumire de la, fost înființat de la familia Petre, sau Petra sau Petre, familie care nu mai sunt și în ziua de astăzi pe satul Petrești. Satul Soci se află la partea nordică a Comunei Pâncești, la fel datează ca și satul Petrești de
circa 1000 și ceva de ani, aveam în jur la 400 de, ca și populație, 400-500 de, 400 ceva de suflete. Satul Soși cu satul cu fundul Văie au biserica din lemn, care e tot la fel un monument istoric, timpul Ștefan cel Mare. Și mai avem două sate, Chileabeni, care e la fel satul Chileabeni, vine de numele de la Chilia lui Beni, deci a fost un putnic cu mii de ani urmă când s-a format satul Chileabeni. Și satul Fulgeriș, format într-o poiană, probabil, se spune în analele bisericii că era un fulger de la, da, și derivat în satul Fulgeriș. Comuna este străbătută pe același, pe malul drept al râului Sori, de un drum județean de 16 km. Modernizat, avem drumuri comunale și sătești un procent de 60-65% modernizat prin asfaltare și șanțuri betonate, deci rețelele de drumuri, zicem noi, sunt într-o stare bună. Cam asta așa, din descrierea comunei și să vă dau citire la raportul primarului pe 2020. Raportul primarului privind starea economică și socială a comunei Pâncești, anul 2022. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, vă prezint raportul privind starea economico-socială a comunei Pâncești, ce se referă la capacitatea efectivă a administrației publice locale de a gestiona și rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și de patrimoniu al comunii, în interesul comunității locale pe principiul autonomiei locale. Punctul 1. Populația localității. Conform datelor furnizate de INS în urma recensământului din anul 2021, în comuna Pâncești s-a înregistrat un număr de 3652 de persoane. În comparație cu anul 2011, care erau 3.990 sau mai înapoi 2001, care au fost 4.200, există o tendință de scădere temporară a numărului de persoane datorită mobilității și stabilirii populației în străinătate. Acest lucru se datorează lipsei locurilor de muncă în localitate sau în apropierea acesteia. Această situație ar mai putea fi oarecum remediată pe perioada, după perioada construirii autostrăzii care trece prin vecinătatea comunei noastre, care ar putea să mai atragă populația să facă navetă mai ușor la oraș în municipiul Bacău. Observăm de la an la an o depopulare cu circa, din 10-10 ani, când se face recensământul, o depopulare cu circa 300 de oameni, populația îmbătrânită, e adevărat, tinerii sunt în afară, dar să sperăm că se va mai... Asistență socială. În anul 2022 au beneficiat de prevederile legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat un număr de 186 de persoane. De asemenea, există 36 de asistenți personale, care e cu însoțători, cu salariați, plus 12 persoane cu indemnizații și 142 de dosare pentru alocații de susținere familială, ASF-urile. Au fost întocmite 905 dosare pentru ajutor de încălzire, dintre care 820 au intrat în plată, iar 85 au fost respinse datorită faptului că nu încadrau condițiile de acordare a acestui drept de încălzire. Tot în anul 2022 au fost întocmite un număr de 107 anchete sociale. În 3 proiecte de investiții. Proiecte de investiții realizate sau în curs de realizare. În 2022 s-a finalizat următoarele proiecte. Drumul de exploatație agricolă, circa 12 km, reabilitarea și dotarea căminului cultural Pâncești, sistemul de canalizare și stații de epurare pentru sistemul 1 de apă Pâncești, satele DNS, Pâncești și Mătoc, construirea de grupuri sanitare grădință și școli, la grădință și școli din comună, reabilitarea școlii cu clasele 1-4 Pâncești 2, deci la Moara, modernizarea circa 3 km de drumul Sătești în localitatea Petre și Soci. Investiții în curs de realizare. Modernizarea prin asfaltare a 7 drumuri locale care sunt dotate cu apă și canalizare pe Anghel Salem, care o să semnăm contractul cu direcția săptămâna asta și scoatem la licitație.
2. Construirea de locuințe de serviciu în satul Petrești, Casa Specialistului, cu 4 apartamente prin finanțare prin PNRR. 3. Reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale Pâncești prin eficiență energetică, la fel finanțare prin PNRR. 4. Construirea sistemului de canalizare pentru satele Petrești, Soi și Fundul Voiei, prin finanțare prin Anghel Salini. 5. Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuire de gaze naturale, Nadiei Pâncești, Corbasca, Tătărești, la fel finanțare prin Anghel Salini. Reabilitarea și punerea în funcțiune sistemului 3 de apă la Pâncești, fostul SMA, buget propriu, buget local. Proiect privind branșarea circa 528 de gospodării, proiect prin PNRR, achiziția unei mini excavator cu tocător pentru întreținerea spațiilor verzi, prin proiectul GAL, prin grupul de acțiune locală Tamar și Tamasidava. Activitatea serviciului pentru situații de urgență. În anul 2022 nu s-au înregistrat evenimente deosebite din punct de vedere al protecției civile. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante. Activitatea SVSO este coordonată de un șef serviciu și o echipă de voluntari care au intervenit de fiecare dată la incendii de vegetație sau în alte diverse situații. S-au redactat și distribuit către populație pliante cu reguli și măsuri PSI în gospodării, cu reguli de igienizare și măsuri de prevenție în diverse situații de urgență, cu tremuri, inundații, incendii, etc. Au fost verificate și achiziționate stingătoare și au fost date către întățări de învățământ și instituțiile publice pe raza comunei. Au fost verificate amplasamentele hidranților din comune și starea de funcționare a acestora. Sănătatea. În comuna Pâncești funcționează două cabinete medicale individuale și un punct farmaceutic. Personalul de specialitate este format din 2 medici de familie și 2 asistente medicale. La nivelul comunii mai există un post de asistent medical comunitar care asigură, prin Direcția de Sănătate Publică, monitorizarea calității apei și prevenirea bolilor transmisibile. Punctul 6. Învățământ. În comuna Pâncești funcționează grădinițe și școli care cuprind cele 3 cicluri de învățământ, preșcolar, primar și gimnazial, după cum urmează. 3 grădinițe cu un număr de 89 de preșcolari, 2 școlari, 2 școli gimnaziale la Pâncești și Petrești, cuprinzând un număr de 254 de elevi, școala primară Soci cu 67 de elevi. În total, în comuna noastră, există un număr de 400 de elevi cu copii cu preșcolari. La agricultură, în punctul 7. Poate Pâncești deține o suprafață de 7.048 de hectare, din care teren agricol 4.489 de hectare, după cum urmează. Suprafața terenarabil 3.333 de hectare. Pășune deținută de Consiliul Local și domeniul privat 916 hectare. Fânețe 52 de hectare, vii 148, livezi 40. Cumna mai deține 1.979 de hectare pădure, din care 1.547 de hectare sunt în proprietatea statului și 433 de hectare proprietate privată. Suprafață curs construcției 131 de hectare. Suprafața preponderentă a terenului arabil în comună este cultivată cu cereale, un procent de 80% de întreținute în procent de 80% de către asociații, cum ar fi SECE Agrofac din XRL, SECE Farme Moldova, SECE Edil Siria Agri SRL, Șansa Impic SRL, SECE Agromac Bio SRL, SECE Agrochelaro SRL, în domeniul legumicultură, în afara persoanelor fizice ce își desfășoară activitatea. Există următoare întreprinderi individuale. Ii Țelea Marnela, Ii Olaru Lucica și Ii Popa Alin Cătălin. În punct de vedere al creșterii animalelor, în anul 2022 au fost înregistrate următoarele efective de animale. Bovine, 425 de capte. Bovine, 3850 de capte. Caprine, 2795 de capte. Porcine, 437 de capte. Cabaline, 160 de capte. Punctul 8. Serviciu public de apă și canalizare. Pe teritoriul comunei există un număr de 1200 gospodării. Din 1480-1500 cât avem noi, 1200 sunt racordate la cele două sisteme de apă. În decursul
anului 2022 nu au fost înregistrate întrerupere totale de apă, doar mici eficiențe provocate de secetă prelungită în timpul verii și faptul că apa amenajară a fost folosită de către populație și pentru irigarea culturilor. Monitorizarea calității apei se face în baza unui contract încheiat cu DSP. Dacă aceasta a condus în parametrul normal al calității. Serviciul de canalizare. La nivelul comunei Pâncești vor fi acordate la sistemul de canalizare un număr de 528 de gospodării, conform proiectului depus pe PNRR. Instituții publice și agențiile economice de pe raza comunei Pâncești și Dieneț. Lucrările la sistemul de canalizare sunt finalizate în procent de 99%, urmând a fi executată racordeaua la rețeaua electrică și efectuarea recepției finală a lucrărilor, deci probele care urmează să facă. Prezentul raport reprezintă starea economică și socială a comunei Pâncești la finele anului 2020. Sunt și alte lucrări de... Noi le-am luat cele de avergură mai mare. Da, dumneavoastră o să analizați dacă sunt comentarii pe baza raportului. Dumnezeu, cineva să ia cuvântul, să spună ceva, să adauge? Da, aș trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL Pâncești numărul 3 din 310123 referitoare la rezilierea contractului de închiriere 1525 din 1704-2014 încheiat cu Sece Magisan SRL, inițiator primarul Comunei Pâncești. Domnul consilier, la ședința anterioară ați decis rezilierea contractului întrucât băga datorii. Imediat, la o zi, două după ședința de consiliu, au venit și au achitat 50% din sumă și au făcut o reeșamnămare pe două luni, urmând ca până la finalul 1 mai să vină la zi cu datorii, să achite toate datoriile. Acum dumneavoastră decideți dacă... Era o sumă așa mare, de doar numai 50%. Era 12.000 de lei, 120 de milioane și odată cu două penalități. Dânsul spune că se află în insolvență și perioada insolvenției să scad penalitățile. Am să vedem articolul de lege, să consultăm oficiul juridic, să vedem ce... Dacă în timp s-a obținut datoria asta? Pro 2 ani de zile. Problema e că cetățenii, impactul asupra... cetățenilor e unul negativ dacă se desfințează farmacia. Vine altul. Dumneavoastră decideți dacă e abogat sau... Nu să treacă mai ăsta, eu zic. Da, dacă nu după 1 mai, îi dăm o șansă, sigur. Dacă nu după 1 mai, îi dăm contractul și facem. Asta e, da. Îi mai dăm o șansă, că e greu fără farmacie. E greu, da, până să pune și analizați. Sunt bătrâni, dar nu se pot deplasa, nu? Da, eu aș zice să încercăm să îi dăm o șansă să... Dar afară farmacia din comun. Până în mai să așa chetă. Acum noi care mai mergem la oraș, mai găsim. Da, sunt bătrâni, da. Atunci supunem la vot proiectul de reziliere. De revocare. Cine sunteți pentru? Împotrivă? N-ai cum împotrivă. S-a votat în unanimitate. Nici punctul 1 nu m-a spus la vot. Da. Punctul 1 e raport, domnul Prin, nu e un proiect. Și m-am gândit pe ambele, era să fac și o gafă, să spun, dar nu-mi dat seama că... Da, e un... Corectă. Da, nu e un proiect. Deci proiectul numărul 3, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind înființarea sistem de canalizare în satele Petrești, Soci, Hunduvei, Comuna Pâncești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Dau cuvântul domnului. Da. Deci, după cum știți, avem pe Angel Salini înființarea sistem de canalizare și stații de epurare pe statele Petreso și Fundul Văiei. Cum vă amintesc că inițial am dorit să cumpărăm un teren, să fie mai aproape stația de epurare de stat, să mai scutim din coloană. A fost în timp scurt, am vorbit la notariat și trebuia să parcurgem aceeași pași cu terenul care urma să-l achiziționăm, adică să stea alea 45 de zile la direcția agricolă pentru publicitate și asta. Și atunci aveam șansa să pierdem
proiectul și n-am avut de ales decât să dezmembrăm din pășunii în capul izlazului din partea din nord acolo, deci în colțul izlazului, 5 ani de pășunii care i-am trecut pentru stație de epurare și o să parcurgem procedura de scoatere din circuitul agricol de la pășunii. Așa s-o proceda și la stația de la DNS Bani. Da, avem devizul general al obiectelui investiției în ființare de canalizare în satele Petrești, Soci și Fundul Văie Comuna Pâncerul de Bacău. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, 0. Deci, dacă achiziționam, aveam suma de achiziție, așa nu am, e 0. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivelor. Ca utilități avem 56.000 de lei aici, intră ce o să-l trebuiască pentru utilități. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. 30.000 de lei. Proiectare 895.000, studiul fezabilitate 100.000 care e plătit de anul trecut, documentate tehnice necesare în vedere obținerea vizei acordului 650.000, valoarea tehnică DTAC-ului, proiectul tehnic și detaliul de execuție 55.000. Citim toate. Proiectul tehnic și detalii de execuție 590.000, organizarea procedurii de achiziție 70.000. Consultanță 130.000, asistență tehnică 250.000, total capitol 1.375.000. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiții de bază 13.000, construcții și instalații 13.147.000, pentru care există standard de cost la fel, la același preț. O să vă dau explicații la final. Pentru așa, montajul, utilaje, echipamente tehnologice și funcționare 10.000 de lei, pentru care la fel există standard de cost pe aceeași sumă. Utilaje, echipamente tehnologice funcționale care necesită montaj, 1.060.000 de lei, la fel cu standard de cost pe aceeași sumă. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj, echipamente de rămâne, aici e 0, ca să vedem o imagine sumă, total capitol 14.218.000 de lei, 0.49 de lei. Capitolul 5. Alte cheltuieli. Organizare de șantier 55.000 de lei. Comisioane, taxe, cote, costuri pentru credit, pentru FGCR, pentru garantarea, scrisoare de garantare 160.000 de lei. Comisioane dobânzi aferente 0, că nu avem împrumuturi. Cotă către SC 66.000. Cota aferentă este cer pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanesc pentru autorizarea lucrurilor de construcție, 13.000 de lei. Cota aferentă casei sociale, CSC, 66.000. Taxe pentru acorduri, avize, confort și autorizații de construire și desfințare, 15.000 de lei. Cheltuieli diverse și neprevăzute, 143.000. Cheltuieli pentru informare și publicitate 9.000 de lei, total capitol 367.000. Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 0. Total general 16.016.389,18. Așa, total general cu TVA 19.039,910 lei. În care bugetul de stat avem 18 milioane, deci 180 miliarde vechi, 313.000 de lei, și buget local 718.000 de lei din susține bugetul local. Prețul standard de cost s-au încadrat în parametrii normali. Cursul euro 4,9490 la data când s-a actualizat devizul general. Deci, noi am fost obligați și suntem obligați să ne înscriem în standardul de cost care au fost la data când a fost trecut pe lista la Ghesalim. Deci, practic, avem de luat 18 milioane de lei de acolo, deci 180 de miliarde vechi și 700 de mii, 7 miliarde vechi, așa e buget local. Dar din aia 7 avem diverse și neprevăzute care pot sau nu se pot cheltui în funcție de situații, deci putea să mai scadă cu 140-150.000. Am vrut 500.000 de lei, 5 miliarde de buget local pe toată perioada
implementării și depuneri. Deja am depus, avem 100 și ceva de mii cheltuiți, nu știu mai mult, 200, nu știu cum dată de dată, știi? PSF și astea, care sunt tot de sumile astea neeligibile. Deci sunt pe parcursul a 3-4 ani. Deci n-ar fi un efort, asta vreau să scot în evidență, că n-ar fi un efort financiar deosebit pentru comun. Adică nu ne strâncinesc celelalte lucrări. Da, cam asta e despre... Deci va fi ca și procedură de lucru sau zicem noi că s-au îmbunătățit. De exemplu, pe drumul județean, pe Petrești, s-au făcut canalizări și pe stânga și pe dreapta, ceea ce în principiu n-am avut decât pe o parte. Adică am încercat din proiectare să evităm subtraversările care sunt foarte scumpe și greu de făcut. Și atunci pe tot drumul județean până în capul. Pe unii sunt case, s-au făcut și pe stânga și pe dreapta coloană de cămine. Avem la fel stații de pompare ca și la Pâncești Nouă. Dacă o să vedem cât de repede se va implementa. Noi sperăm că în cel mult 4-5 luni de zile să ne chemi la semnarea contractului și scoatem la licitație lucrarea. Și dacă scoatem la licitația până în toamnă, în decursul iernii să se consume licitația și dacă nu am avea contestații sau alte probleme, în primăvară s-ar putea începe, s-ar putea ști constructor și s-ar putea începe lucrarea. Așa. Nu are problemă pentru România contestațiile. Da, nu are problemă. Ca și titlu informativ, pe anul ăsta să nu mai discut la diverse. S-au semnat 3 contracte până acum pe fonduri externe toate, deci s-au semnat 2 pe PNRR, școala de la Pâncești, deci reabilitarea școlii s-au semnat ultima cu de o săptămână și construirea casei specialiste la Petrești pe PNRR. Și pe Anghel Saline avem depus și semnat pentru mine excavatorul ăla cu tocător, semnat proiectul la Gal. Așteptăm să facă evaluările și să dea bani să facem achiziția. Cam astea sunt, deci pe anul ăsta avem 3 proiecte semnate. Cam asta e. Dacă sunt întrebări, discuții, o stau la dispoziție. La divers. La divers. Atunci supunem la vot proiectul numărul 3. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Reține? Nu. S-a votat în unanimitate. La diverse. Cine dorește să ia cuvântul. Întrebarea... cu gazul ăsta, da. Să mai aude. Da, cu gazul avem oferta de... Am avut 2-3 întâlniri anul ăsta, ultimul a fost acum câteva zile, în care chiar am insistat că să, am avut și am senzația că se bate pasul pe loc. Ieri mi-a trimis oferta de pe ADI de delegare de gestiune, care durează cel puțin 3 luni de zile până când aflăm cine va gestiona sistemul de gaz, că asta se face, nu e ca la canalizare, că după ce ai lucrarea făcută, vezi dacă ai serviciu propriu sau îl delegi la o societate autorizată. La gaz trebuie să ai... Societatea care va exploata gazul metan trebuie să fie câștigătoare dinainte de a te apuca de lucrare, în ideea că pe parcursul execuției se consultă între ei executantul cu cel care va distribui gazul. În raza noastră acționează cel mai mult de gaz gri pe toate comunele, cu Cleja, Bălcescu, pe unde avem gaz metan, Gorbeniu și toate celelalte comune pe zonă. Și sperăm că tot ei să câștigi și aici, că știi, dacă nu, cine o să câștige? Mă rog, să fie firmă autorizată, cum cere la lege. Ar fi șansă în 4-5 ani? A, nu, avem, deci avem ca termen 3-6 de luni, termen, dacă vreți pot să aduc documentele, în 3-6 de luni de la semnarea contractului. Și până la semnarea contractului mai avem maxim un an de zile, deci până la vară, în iunie, se împlinesc 2 ani de când am fost dați eligibil. Suntem în chiar cei norocoși în prima tranșă de 120 de proiecte la nivel de țară. Poate ar da Dumnezeu să mai sperăm, mai ridicăm povara asta. Mai sperăm ca până la anul în toamnă, în 2024 în toamnă, să apăci de loc. Sau cel târziu, în primăvara al 25, dacă... Gazul ar fi da. Extraordinar.
În ora actuală nu sunt probleme deosebite, deși se lucrează foarte greu, că se lucrează pe trei comuni. Noi am terminat intablări din toamna, alții mai au avut ceva probleme. Una peste alta, eu zic că colaborăm bine și cu ceilalți colegi. Da, o întrebare cu reabilitarea asta, cu DNS-ul, tot mă întreabă. Când se începe, când ne încurcă, ne lasă la vară fără apă? Nu, eu am vorbit și o să mai sun acum să vorbesc, să nu mai înceapă anul ăsta, să înceapă în toamnă. N-ar fi rău. Să renunțe la o lună de lucru și să... Toată lunga ai trebuie să o săpi. Și deja mai e un pic, două, trei săptămâni și omul îi trebuie, încep să iasă cu plantă, cu varză timpurii, da. Și ia ninoroțe. Da, o să trece pe unde vine pe acolo tânci. Da, deci... O sunat, vii la Răcăciun 2 lei metru. La pământură toc. O să încercăm să amânăm lucrarea pe la interes național. Da. Interesul să dea acord, dar să iei toate bucata, de când nu cât au nevoie. Ce pățesc cei care n-au titlul de proprietate sau succes. Domnule, hai să revenim la discuția noastră. Că și autostrada oricum se face. Sunt, vis-a-vis discuții, sunt construcții sau proiecte de interes național care, într-adevăr, nu dă socoteală la, la populație, că altfel nu s-ar mai face niciodată. Dar revin la instalația de gaz metan, instalația asta inteligentă. Problema e felul următor, discuțiile purtate cu proiectanții, cu consultanții, pentru că lucrarea de 2 ani în urmă și se face peste 3 ani, nu se mai încadrează în standardul de cost. Și au fost, chiar și duminică au fost pe aici proiectanți și am găsit sau urmărim niște soluții în interiorul proiectului, ca și la canalizare de alimentări. Deci noi nu avem voie să mărim deficit general, sau avem voie să-l mărim, dar pe buget propriu, care nu-i de unde. Și acum am încercat să găsim variante, de exemplu, la DNS suntem în discuția, că o să mă implic săptămâna să văd, să trecem canalul de fugă de la uzină la vale, să trecem supra-teran, deci să nu mai furăm bine sub, că furajele sunt foarte grele și păsitoare, mai ales că acolo izvorăște apă imediat, trebuie să treci pe sub canal, e foarte greu, să treacă pe șufi cumva pe deasupra sau să facă sunt niște chestii care să facă un semicerc cu metalic din ăsta și cu el să ține, mă rog, au ei o soluție mai ușoară. Și trecerea peste Albea Vechi, să venim până la deal aici, la uzienă, să trecem pe podul vechi, care este de la Dinesc, e un pod vechi acolo, să vedem în proprietatea cui, dacă ne dă voie să ne racordăm cu conducta de gaz metan de el. Alții zici că e ATCH-ului, că nu l-are hidroelectrica, că a fost făcut numai pentru perioada de construcția buținii ăștia. Așa. Și de acolo să mergem pe un drum de exploatație agricolă de la Comuna Urbeni. Și ce avem? Avem autostrada care nu era cu 2 ani și a apărut, care trebuie să facem sub traversarea pe, la autostradă, trebuie să facem din divers și neprevăzute. Dar, în schimb, scutim că nu mai trecem calea ferată și națională, că în direcția la Marfil, acolo le aveam pe amândouă de trecut, că era magistrala dincolo de europeană și trebuia să trecut și calea ferată și europeană. Acum, dacă venim mai în sus aici la pod, în schimb, mărim vreo 3 km, dacă nu mai bine de conductă. Acum eu zic că e mai ieftin 3 km de conductă decât sub traversările astea și... Adică căutăm cât mai mare eficiență. Mai e și varianta să mutăm SRM-ul ăla la Marvila, undeva la noi, pe la stația de iepurare aici, în zona asta, să mai dezblocăm noi 100 de metri, tot așa, nu știu că le trebuie pentru stația aia. Dar nu știu dacă ne dă voie, că în proiecte prevăzute la, acolo la Marvila, și nu știu dacă mai avem voie să mai umblăm. Asta proiectanți și consultanți ce să vadă. Nu știu dacă o dă voie la distanță de magistrat, mi se pare că trebuie să fie cât mai aproape stația de magistrat. Nu, azi două. E una acolo la magistrală care se racordează, face distribuția și una la, la Marvila care distribuie în interior aici, în comună. Au proiectanții știu ce au de făcut. Ideea a fost că trebuie să găsim, dacă ați observat și la canalizare, să meargă pe celălalt standard de cost. Dacă e standard de cost, e mic și e subevaluat, să zicem așa, nu se înscriu la licitație și degeaba o scoatem și ea e subevaluată. Dacă mai completăm din bugetul local, nu avem de unde. Deci
Trebuie să mă economisim din stânga, din dreapta și să... Da. Noi sperăm să fie bine. Până cam asta am avut de să vă informez. Dar nu mai este nimic de spus. Vreau să spun câteva cuvinte legate de Biserica Soci. Nu este pe timpul Ștefan cel Mare. Biserica Soci este construită în jurul anului 1880. Ștefan cel Mare a fost în 1457-1504. Ca și biserică, dar da. Ca loc de cimitir și ăsta. Da, da. Că sunt documentat. Da. Deci, este vorba unde a avut lupte Ștefan cel Mare de socio în zona Sucevei. Aici au fost lupte, dar între domni pământeni. Deci nu au fost Ștefan cel Mare. Vă spun asta din sursă sigură, pentru că unchiul meu, Emanuel Nantru, care a fost primarul primului Sucești, dacă vă amintiți, a încercat să facă un monument al Ștefan cel Mare în satul Soci, pentru că se presupunea că a fost lupte. Nu, nu era voie, pentru că nu este Sociul. De fapt, în țară sunt vreo 4 localități Soci. Dar cel mai plauzibil unde au avut lupte, lupte este în zona Sucevii și mai este unul neamț. Între astea două s-ar putea să fie un loc. Și nici lupte de la Poduroș, nu e vorba de Poduroș de la Vlanic, da. Pe Valea Bisericii a fost o biserică de lemn, de aia se cheamă Valea Bisericii. Saia e construită în jurul anului 1700. Da. Dar biserica de la Soci este într-adevăr monument istoric, pentru că este construit pe timpul Constantin Avocola, dacă mă știu exact, dar mă rog, să mă greșesc, este construită numai din lemn. Numai din lemn, cu cuii din lemn, este, deci, în jurul anului 1880, cam așa. Deci, domnul primar ți-a spus, sunt două păreri împărțite. Deci, da, istorice... Noi am, ce s-au auzit, da, nu, din ce se discută populația. Deci sunt împărțite. Deci istorice, unii au zis pe așa, alții au zis pe așa. Dar ultima cercetare a fost... Nu este când s-a construit drumul de exploatație agricolă la Soci, pe lângă biserică, acolo au băgat... Chiar au venit de la monumente istorice, de la criminaliste, că au băgat buldozeri de o îndreptat și au găsit un cimitir mai jos, cu vreo 30 de metri de actualul cimitir. Și s-ar fi presupus că alea sunt de pe timpul lui Ștefan. În viața asta am zis ca și așezăminte, nu ca și construcții biserică. Biserica și asta de la Dinețea. Au fost schitul din timpul lui Ștefan cel Mare, că a fost schit acolo, dar construcția tot... Ne-a prospătat. De exemplu, la Soci, ultima dată e construită pe ce-a luat foc în 2002. Deci, noi am zis că așa și să mă... cele mai vechi, cea de la Petrești, are 210 ani. Are 210 ani, aia chiar aia scrie, nu a suferit decât la pictură. Nu la Soci, de la noi, cu stațiunea lui Putin. Așa, da. Satul Soci are o vechime mare. Da, da, mulțumim pentru conexare, dacă a fost locul, da? Dacă nu mai sunt dacă nu mai sunt discuții, încheiem ședința. Vă mulțumim pentru participare și în următoare.